veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Săptămâna trecută am amintit despre biserica din Corint, despre felul în care Pavel și cei care lucrau împreună cu el au pus bazele acolo prin harul Domnului, așa cum zice Pavel, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul și alții lucrau deasupra la edificarea bisericii. De asemenea, vorbeam noi atunci despre felul în care a înțeles Pavel și cu cei care lucrau împreună cu el rolul celor care predică și celor care slujesc în biserică nu este altul decât de a-L prezenta pe Iisus Hristos. Altă menire nu avem. Și cea mai frumoasă prezentare a lui Iisus Hristos este cea prin Evanghelie și prin Duhul lui Dumnezeu. De asemenea, important de reținut și vă reamintesc, din punct de vedere social și economic, biserica ar trebui să fie independentă. Adică să nu fie legată de sistemul politic, că dacă este legată devine o fel de biserică națională și trebuie să apere interesele politice, și de asemenea independentă din punct de vedere economic. Deci, copiii Domnului, ori să muncească fiecare pentru el sau pentru familia lui, ori dacă este cazul uneori, cum s-a întâmplat cu Pavel și Filipenii, să muncească tot ai lui pentru el ca să nu depindă economic de nimeni, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să depindă în exclusivitate numai de Dumnezeu. De asemenea, am vorbit despre Pavel, amintiți-vă ce viață a avut, suferințele lui trupești, suferințele lui în lucrare, poverile și greutățile materiale prin care a trecut, frământările în slujire pe care le-a îndurat. N-a fost deloc o viață de lux, Domnul Iisus de altfel spunea, vorbind despre Ioan Botezătorul, cei ce poartă haine moi sunt în palate, dar cei care fac lucrarea Evangheliei nu sunt pentru haine moi. Hainele moi le vom primi acolo unde va fi terenul mai bun. Aici, în lumea aceasta, să rămânem așa cum a fost și Domnul nostru și atunci vom putea să facem lucrarea Lui dacă vom fi ca El. În seara aceasta vrem să ne oprim în dreptul celor din Corint, în dreptul corintenilor, privind la ei, așa cum ni descrie Apostolul Pavel în scrisorile lor. Mai întâi vom privi asupra desfășurării darurilor Duhului Sfânt, pentru că în epistolele către corinteni, în mod special în prima, avem aceste lucruri mai detaliate decât în oricare altă epistolă și în oricare altă biserică din Noul Testament. Însă, aceasta nu înseamnă că ele erau doar în Corint. Vreau să parcurgem în fugă, doar pentru a vă reaminti că în toate bisericile care le-am studiat până acum, darurile Duhului Sfânt și lucrarea aceasta a Duhului Sfânt în desfășurarea Noului Testamentală era. Amintiți-vă de biserica din Ierusalim, cum încă din Fapte 2 vorbeau în limbi și proroceau. Amintiți-vă ce spune în Fapte 5:12, că se făceau semne și minuni, celelalte daruri. Când a trecut mai departe lucrarea în Samaria, în 8:7, în 8:15, cum prin mâinile lui Filip acționau parte din darurile Duhului Sfânt și cum Petru și Ioan au venit la Ierusalim ca ei să primească Duhul Sfânt. Apoi biserica din Antiohia, despre ea avem scris că avea mai mulți proroci în Fapte 13 cu 1 și 2 și chiar cei de la Ierusalim, un proroc pe nume Agag și cu alții, s-au coborât în Antiohia și și-au desfășurat lucrarea de prorocie acolo. Apoi despre bisericile Galatiei, ele sunt mai multe și despre asta chiar vreau să citim în Galateni capitolul 3, din nou lucrarea Duhului Sfânt era prezentă, 3:2, iată numai ce voie să știu de la voi. Le reamintea el după câțiva ani de pocăință, când începuseră să se orienteze spre altceva. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Versetul 5. Cel ce vă dă Duhul, o expresie foarte evidentă, și face minuni, o expresie foarte clară.
le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Deși aici, în aceste biserici ale Galatiei, întâlnim lucrurile acestea, le întâlnim apoi și în Efes, minunile le întâlnim atât în fapte 19 cât și descriere în Efes, și de asemenea în Corint. Dar rețineți ceva. Dacă n-ar fi scris epistolele către corinteni și am avea numai datele care sunt în fapte 18, acolo scrie doar că Pavel predica intens. O singură vedenie apare. Și dacă unii ar vrea să le respingă aceste lucruri, aș spune, dar ce scrie despre apta în fapte? Bine că ne ajută epistolele și avem suport. Dar chiar privind în fapte, dacă n-ar mai fost scrise epistole, asta nu înseamnă că nu erau. Doar Duhul Sfânt este în biserică până când va pleca deodată cu biserica la cer, de unde a venit după înălțarea Domnului Iisus. Deschideți acum la 1 Corinteni, capitolul 1. Avem aici o explicație foarte frumoasă despre prezența darurilor în biserică. 1:4. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Ce fel de har? Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și orice cunoștință, în felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Darurile Duhului Sfânt îmbogățesc imaginea lui Hristos în biserică și lucrarea Lui. Amintiți-vă ce spunea însuși Domnul Iisus, când va veni Duhul Sfânt, va mărturisi despre mine. El are o imagine Domnului Hristos în Scripturi, dar darurile Duhului Sfânt îmbogățesc imaginea Domnului Hristos și lucrarea Lui. Acum în 1 Corinteni 12, acolo de unde se vorbește deja despre daruri, scrie de la versetul 1. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh, felurite slujbe, același Domn, și felurite lucrări, același Dumnezeu. Și doar versetul 28, unde sunt date atât de frumos, apostoli, proroci, învățători, minuni, tămăduiri, ajutorări, cârbuiri, vorbiri. Uitați-vă acum în ansamblu, aici în capitolul 12, sunt prezentate darurile în legătura lor cu Dumnezeu, vedeți, Duhul le dă, Iisus e cu slujbele, că-s trecut și apostoli și proroci. Și de asemenea, uitați-vă de la versetul 12, i-a apărut un titlu, Măturarele trupului, darurile în legătura lor cu biserica. Deci darurile sunt legate de Dumnezeu, de la El vin, Dumnezeu lucrează prin ele și sunt o splendoare în lucrarea în biserică. Printr-un dar, Domnul lucrează pentru ceilalți, vindecă pe alții. Domnul, printr-un dar de cunoștință, vorbește altuia. Printr-un dar de prorocie, mângâie pe altul. Printr-un dar de cârmuire, îi face pe mai mulți să se lupte pentru un scop unit. Darul le repet în legătura lor cu Dumnezeu și cu biserica. În capitolul 13 e prezentată natura darurilor, dragoste. De aia spune, chiar dacă aș vorbi și aș face și minuni și semne, dacă nu-i dragoste, totul este fără nicio valoare. Nu-i nimic. Natura acestor daruri. Și în capitolul 14 avem manifestarea lor. Cum se manifestă? Doar două principii vreau să rețineți de la manifestare și trecem mai departe. Versetul 5. Ordinea valorică în slujire. Biblia spune că nu e unul mai mare ca altul. Și chiar dacă ar fi, darurile le-am primit. Dar în slujire, care are valoare mai mare? Și uitați ce spune versetul 5. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare și face o ierarhizare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tâlmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Să nu înțelegeți că vrea să spună că unul e mai mare decât altul în adunare. Deci lucrarea aceea este de o valoare mai mare în zidire decât cealaltă.
Și prioritatea ar trebui să aibă lucrarea mai importantă. Dacă, să zicem, noi suntem mai mulți și trebuie să ne deplasăm dintr-un loc într-altul și avem un autobuz și un microbuz la îndemână. O să ținem autobuzul în parcare și să tot transportăm la ei cu microbuzul? Nu. Autobuz că intră mai mulți. Și este de un beneficiu mai mare pentru mai mulți. La fel spune. Vorbește numai în altă limbă. Și el se zidește frumos. Și dacă prorocește, poți fi zidiți mai mulți. Și să nu stea toți la rând până se zidește el, ca și cum ar fi numai o lingură. Mănâncă el cu lingura lui, în farfuria lui, frumos, dă drumul și pe gheap și beau 10 apă. Cam așa ceva este ordinea aceasta a valorii în slujire. Și mai citim și versetul 13. Și de aceea cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o tâlmăcească, adică să crească valoarea, să fie benefică și pentru el în timp ce vorbește și se zidește, și pentru cel ce aude sau înțelege sau primește tâlmăcirea respectivă. Și versetul 19, tot în ideea asta, dar în biserică voiți mai bine să spun 5 cuvinte înțelese, gustate de ceilalți, care să aibă și ei parte de ele, ca să învăț pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Deci rețineți ce este mai de valoare. În al doilea rând, un alt principiu, ordinea prezentării limitate. Citim versetele și apoi înțelegem. De la 27. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte 2 sau 3, deci și limitează și încă ceva. Fiecare la rând. Și un număr limitat și la rând. Și unul să tâlmăcească. Dacă nu este cine să tâlmăcească, să tacă în biserică, să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Și apoi din nou rea despre proroci. Cât despre proroci să vorbească 2 sau 3. Și ceilalți să judece. Dumnezeu are multe daruri în biserică. Dar dacă într-o zi am predica vreo 20. Sau dacă ar predica vreo 30 de proroci să prorocească într-o zi. Deci se ține cont de măsura noastră de asimilare. Și spune de la 30 că uneori aici e problema mai mare. Dacă și numai 2-3 și la rând, care să fie cei 2-3 și care să fie primul? Și dacă este făcut o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi, să tacă. Fiindcă puteți să prociți toți, dar unul după altul. Pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Cred că acest verset punctează ordinea rânduiele limitate. E supus. Dacă n-ar fi supus, primul nu s-ar mai putea opri. Când se dea loc la al doilea. Mai pățim și predicatorii uneori așa. Să știe când e rândul celor de al doilea sau celui de al treilea. Că în privința asta, cred că e mai indicat modelul biblic cu 2 sau 3 decât modelul actual care merge uneori numai cu un predicator. Cred că tot mai cuminte-i Dumnezeu ca noi. Aici cred că e vorba de înțelepciune și de dragoste. Dacă e înțelepciune, îți dai seama ce are valoare mai mare și ce e mai mică. Și dacă e dragoste, știi când să stai jos să taci și știi când să-ți fie supus Duhul și să poți să slujească, spune Biblia, toți. Și Domnul să ne dea harul acesta să înțelegem. Amin. Am amintit doar întreagăt aceste lucruri ce mi-au fost puse pe inimă. Trecem mai departe. Câteva doctrine foarte discutate la Corinteni. În mod sigur, Pavel le-a vorbit despre toate. Știți, spune el în Fapte 20:20 și 27. Către prezbiteri. Deci eu v-am vorbit tot. Mă poate unii către biserică, alții către cei ce au putut să le poarte, cum spunea Domnul despre ucenici. Dar, de regulă, întotdeauna sunt unele probleme în discuție. Unele sunt clare. Nu mai te întreabă nimeni, toți le fac la fel, totul e clar. Nu s-a ridicat, de exemplu, problema aici, știu eu, că neapărat este valabil botezul numai la râu. În privința botezului totul este clar. Dar sunt, de regulă, alte probleme. Hai să vedem ce a fost în discuție și tare controversate la Corinteni. Acestea, în mod sigur, le avem spicuite din epistole. Că Pavel le-a scris în epistole chiar ceea ce era cu problemă și cu semn de întrebare pentru ei. Și vom citi mai întâi câteva versete din care rezultă care au fost motivele pentru care
Pavel și-a ales anumite subiecte să le trateze în epistolă. De exemplu, 1 Corinteni 1:11. Aici pot să verifice și predicatorii ce motive pot determina să aleagă un anumit subiect să-l trateze sau să nu-l aleagă. 1:11. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Aicloi că între voi sunt certuri. Dar rețineți, el s-a fost informat bine, că putea să vină să-i spună altul că știu eu ce este, să meargă să predice și să nu fie problema aia. Dar între ei erau certuri. Apoi, în 5:4, o analiză și mai adâncă luată. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus. Deci Pavel nu fusese la ei, dar prin Duhul lui Dumnezeu avea acces, printr-un sistem de cunoaștere interioară, să-și dea seama, primea lumină, o conștientizare la nivelul Duhului lui, despre ce se întâmplă acolo. Zice, eu cu trupul am fost departe, dar Duhul mi-a fost acolo. Și se poate întâmpla ca cineva, sub o călăuzire a lui Dumnezeu, acolo unde merge sau unde este plecat în lucrare, să simtă prin Duhul lui ce este acolo. Apoi, 7:1. Cu privire la lucrul despre care mi-a scris. Uneori răspunde la niște întrebări care ni se pun. Apoi 11:34, în final acolo, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Care au fost și câte au fost, Pavel și Domnul știe. O problemă controversată la Corinteni era problemele legate de familie și de trup. 3:16. De exemplu, legat de familie, astăzi este una din întrebările circulate. Problema copiii. Câți copii să aibă o familie? Uitați aici câteva lucruri care au legate de familie. 3:16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Despre ce templu vorbea? Întoarcem o pagină. Versetul 18. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, pe care l-ați primit de la Dumnezeu și voi nu sunteți ai voștri. Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Scoateți șaptele astea din imaginea dumneavoastră și socotiți că scrisoarea asta a urmat la rând. Și înainte de a vorbi Pavel despre familie și despre trupul fiecăruia dintre noi, în ideea care vorbim noi în seara asta, dacă am pune capitolul 7 aici înainte de 19, deci înainte de a vorbi de probleme de familie și de trup, să știi că trupul nu e a tău, el e al lui Dumnezeu. Este un templu al Duhului Dumnezeu și apoi așa să-ți privești trupul tău. Că dacă așa citim versete de mai jos, le înțelege mai bine. De exemplu, versetul 1. Cu privire la lucrul despre care mi-a scris, eu cred că este mai bine ca omul să nu se căsătorească, cu alte cuvinte. Dar ce să facă? Să rămână numai templu. Versetul 7. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și altul într-altul. Deci Pavel nu exclude, spunând, gata, voi sunteți templu și voi nu mai sunteți trupește bun de altceva decât de biserică. Și spune, stai, că deodată în biserica asta trebuie să mai locuiască și o familie. Că dacă nu mai locuiește o familie în biserica asta, e ultima biserică. Că alți copii, dacă nu se nasc, de unde? Măcar că recunoaște în versetul 32, dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Trupul să fie templu și în ideea asta priviți versetul acesta. Cine nu este însurat se îngrijește lucrurile Domnului, că templu are. Cum ar putea să placă Domnului? Să fie sfântă, spune versetul 34, și cu trupul, și cu Duhul. Dar el admite că fiecare avem o chemare, ba încă pe lângă chemare, zice el în versetul 2, totuși din pricina curviei, fiecare să-și aibă nevasta lui. Apoi mai jos, versetul 5, partea finală, din pricina nestăpânirii voastre. Deci, sunt mai multe lucruri care acționează aici. Parte la sută e chemarea, parte la sută e nestăpânirea firii noastre și parte la sută poate fi vicii vechi din pricina curviei. Pentru că în Corint, cu 1000 de preotese necurate, păi alea dacă nu aveau clienți, păi se desfința templu. Sunt mai multe probleme care concură aici. Cred că două lucruri sunt de reținut. 1:6-13, partea a doua. Trupul nu este pentru curvie, ci este pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup. Primul stăpân pe trupul tău e Dumnezeu. În al doilea rând, pentru familiști, spune aici,
Versetul 3 și 4, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria lui, tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Cu alte cuvinte, trupul nostru e templul lui Dumnezeu. Iar după ce ne căsătorim, este și casa de locuit a soției. Și pentru soția, e templul Domnului, dar după ce se căsătorește, e și casa unde locuiește soțul. Și atunci, ai doi la care trebuie să te dăruiești. Lui Dumnezeu și partenerului de viață. Asta spune exact și în versetul 33. Cine este însurat și îngrijește lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Cea necăsătorită numai de lucrurile Domnului, dar cealaltă se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Și acum versetul 35. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru. Să se bucure cei care încă nu s-au căsătorit sau sunt singuri. Nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos, ca să puteți sluji lui Dumnezeu fără piedici. Care-i piedica? Piedica-i că același trup e și templu și casă de locuit. Asta e greu pentru familiști uneori. Cum să le împaci? Când e casă, când e templu? Cât e pentru biserică, cât e pentru familie? Asta e înțelepciunea vieții pentru căsătoriți, care Domnul să le-o dea. Să știe împăca și pe Dumnezeu și nevasta. Să știți împăca și pe Dumnezeu și bărbatul. Că să nu mai vorbim că după aia trebuie și copiii rezolvați. Dar asta mai întâi. O altă problemă abordată în Corint. Câteva probleme legate de biserică. Deschideți în capitolul 6. Neînțelegerile. Dacă ar fi, să zicem, cu câți frați și surori ați avut probleme? O schimb de vorbe. O neplăcere, o privire. Apar neînțelegeri. Suntem atâția. Uneori au probleme. Doi trecuți pe același nume, sub același acoperiș. Dar noi când ne adunăm, unul pocăit 20 de ani, unul într-o parte, altul într-o alta, unul bătrân, altul tânăr, tot să fie împreună. Și nu numai că toți împreună, toți ispitiți în toate culorile. Că dacă ne-ar lăsa diavolul numai noi de noi, ne-am împăcat noi cumva. Dar ne las? Ne băze! Și apar neînțelegeri. Și spune aici în capitolul 6, cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznesc și se judece cu el la cei nelejuiți și nu la sfinți. Nu știți că sfinții vor judeca lumea. Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevreni să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Că e drept, că uneori nu ne înțelegem de la lucruri de mică însemnătate. Vestul 4. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi pune judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă, spre rușinea voastră, zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar unul singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Probabil surorile din Corint n-aveau probleme între două surori să nu judece. Dacă un frate se duce la judecată cu un alt frate și încă înainte necredincioșilor, adică este inadmisibil să meargă în tribunal sau la vreo comisie de împăciuire sfinți. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur. Și acum cele două recomandări. Una, bine, prima ar fi să nu ne dreptățești pe frați. Vestul 8. Voi sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți. Deci, fi drept. Dar a doua, dacă el n-a fost drept, versetul 7, logic, pe fire, ar trebui să facem dreptate. Dar până să faci dreptate, întâi pus versetul 7, nu 8, să rapi paguba. Că cine și dacă să face dreptate sau nu se mai face. Dacă este unul înțelept să judece, sau dacă cei judecați nu se lasă judecați și comentează ca la Moise și spune, cine te-a pus pe tine judecător? Na, mai împacă-i. Deci, mai întâi, dacă poți, rabdo, și dacă se face dreptate, nota 10. Dar în niciun caz să nu știe cei de afară, numai să nu știe, nici atât să nu ajungă să ne judece ei. Nu doar că e o rușine, dar ei judecă cu aspect firesc, o gândire umană. O altă problemă, citim din capitolul 3, dezbinările. Le-am pus în ordine asta, că de la neînțelegere așa e că vin uneori dezbinări. Și dacă ai avut o neînțelegere cu familia aia, când se înnește un cap în biserică, tu te dai în partidă cu ăsta. Dar de ce? Ai avut o neînțelegere cu ea. Că nu de altfel că te-ai fi dat de partea ăstuia, dar din neînțelegerea aia, ricoșează aici și se produce dezbinarea. 3 cu versetul 3. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când de voi sunt zavistii, certuri. Și după astea, ce urmează? Adică zavistia naște cearta și de la ceartă se naște dezbinare. Nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul de voi zice, eu sunt al lui Pavel, și altul zice, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel? Cine este Apollo? Nu știți slujitorul lui Dumnezeu, prin care ați crezut și fiecare de puterea dată lui de Domnul. Cine ar trebui să rezolve problema când apar dezbinări?
Sau cine a rezolvat-o în Corint? Corintenii sau Pavel și Apollo? Păi Pavel, când unii s-au strâns în jurul lui, mă gândesc, ce care ar fi avut mai mulți? N-au încercat să-și numere, să facă așa o privire de ansamblu, să zică Apollo, măi, cam câți votează cu mine? Cam câți cu Pavel, cam câți cu Petru? Merită să mă zbat? Sau nu merită? Știi, să-ți numeri soldații, cum scrie într-o pildă de Domnul Luca 14. Dar nici vorbă de așa ceva la ei. Pavel a spus, dar ce, eu am murit pentru voi? Iar Apollo nici nu s-a dus în Corint până nu le-a trecut asta. De aceea, cu oameni cuminți, nu se pot face dezbinări. Nu se pot face. Cine-i Pavel, cine-i Apollo? Și odată a stins. Dar dacă începea să spună Apollo, Apollo e un... Vine de curând, e adevărat că este un bun vorbitor. Dar la capitolul minuni, ia să povestească el minuni. Și odată s-ar fi născut dezbinarea mai departe. Un alt aspect, trecem peste astea, nici să nu fie. Iar dacă e vreunul ispitit, Domnul să-l păzească. Să se lase numai jos și gata. Disciplinări, că unde sunt probleme, trebuie să recurgă și la asta. Când într-o familie se naște un copil, mama se pregătește cu scucite, tata cumpără un cărucior sau un pătuț. Dar ați văzut dumneavoastră când vine un copil de la spital să cumpere sau să aducă mama o nuiauă și să o pună lângă pătuț? Știu că va face prostii asta, o țin aici, pe când crește. Ați văzut așa ceva? Eu încă n-am auzit. Și Dumnezeu când instalează lucrurile în biserică, nu neapărat își pune nuiaua să aibă la îndemână? Nu. Dar, dacă sunt probleme uneori, este nevoie de disciplinare. Și despre disciplinare, ne uităm doar așa, scurt, în 1 Corinteni 5, versul 2. Ce trebuie să faci când sunt probleme care într-un fel necesită disciplinare? Și voi v-ați fălit. Exact invers. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă. Nu toți pot să ia măsuri și nu întotdeauna neapărat trebuie luate. Prima măsură de disciplină se numește mâhnirea. Să te doară. Să te mâhnești. Ca cel ce a săvârșit faptul acesta să fi fost dat afară, pentru că spune în versetul 6, să nu dospească aluatul acesta și să se mulțească cei prinși de păcatul acesta. Și apoi enunță el aici, de la versetul 12, în adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dar judecata asta... Un exemplu din societate, să înțelegem. Să zicem că un hoț fură ceva. Dacă tot orașul vorbește de el, ai auzit? Și-o furat. Și unul să-l blasteme. Doi, să socotească câtă pedeapsă ar merita. Vreo alți, nu știu cât, să vorbească despre el. Îl doare capul pe hoț de asta? Nu o să-l mai facă să fure, că toți doar vorbesc așa? Dar nu cu asta le cuiești pe hoț. Trebuie doar un polițai apt, care să-l prindă și prima dată să-i dea doar un avertisment, să zicem. Noi. La fel și în biserică. Dacă cine face ceva, cu ce câștigăm că toți vorbim? Patru surori vorbesc acolo, ce-au făcut tare? Doi frați spun, păi ce s-a întâmplat? Ar trebui făcut așa? Dar ce rezolvă ei spunând că ar trebui făcut așa și încă patru surori că vorbește ce-a făcut cu tare? Simplu. Se merge și discută cu el și dacă ascultă, zice, ai câștigat pe fratele tău, nu mai trebuie nicio altă măsură. Dar dacă n-ascultă și lucrurile se repetă și au proporții decât să se întindă răul, atunci este cazul să se ia o măsură pentru limitarea pericolului, pentru a fi pus așa în carantină, într-un fel. Deschideți acum la 2 Corinteni, capitolul 2. Toți greșim în multe feluri. Cei care greșesc într-un fel mai grosolan sau repetat, după Biblie trebuie să suporte o măsură disciplinară, dar măsura aceea disciplinară nu e azul de foc. Nu. Măsura a fost doar până se poate îndrepta și spune aici, de la versetul 6, este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Ce bine ar fi când se ia o măsură pe drept, nu pe nedrept, pe drept, împotriva unuia, toți cei mulți să fie în asentimentul acelei măsuri. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Când a păcătuit el, ne-a mâhnit noi, dar când și-a înțeles disciplinarea, trebuie să fie și el mâhnit de păcatul lui. Și dacă am fost mâhniți și noi și el, gata cu mâhnirea. Am băut amarul și noi, l-am băut și el, că suntem toți frați. Zice mai departe, vă rog acum să vă arătați iarăși dragostea față de el, că-și v-am scris și cu gândul să vă pun la încercare să văd dacă sunteți ascultători în totul.
Lasă-l până este sub disciplină, să se simtă într-un fel cum ar fi dacă toată veșnicia ar fi despărțit de noi, sau noi de ceilalți frați. Să simți cam cum ar fi ideea să te excludă Dumnezeu, dar după aceea arate dragostea să vadă ce vrea Dumnezeu să fii în părtășie cu toți frații ai și toată veșnicia. Și apoi din capitolul 7 din aceeași 2 Corinteni, o măsură disciplinară, luată bine, a produs un sentiment de trezire la nivelul celorlalți. Eu, cum am mai mulți băieți, se întâmplă uneori că recur la vreun mod de disciplinare pentru unul dintre ei. Numai dacă pe unul pedepsesc, ceilalți au toți o poziție gravă și chiar dacă își dau seama că nu e și rândul lor, că nu au comis aceeași faptă, parcă deja i-a prins în frigurarea și pe ei. Cred că așa ceva se întâmplă aici. O măsură luată împotriva unuia poate trezi și în ceilalți un sentiment de trezire. Și spune aici, de la versetul 11, căci uite, tocmai între starea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Asta e bună, să nu mai cadă alții. E bun sentimentul acesta. Uite, cu tare ce a făcut și ce i s-a întâmplat. Și eu sunt om și dacă nu veghez pot să cad la fel? Deci, să fie recuperat în urma disciplinării și ceilalți să fie sesizați. Probleme legate de cina Domnului aveau ei. Ce frumos explică Pavel aici, de la versetul 28. Dă acele etape de cercetare la cina Domnului, sunt patru, găsiți-le sau reamintiți-le. Cum să te pregătești așa cât mai sfânt și mai aproape. Toate, dacă sunt făcute după o regulă divină, au gust și au valoare, nu? Dacă doi tineri și-au păstrat puritatea și înțeleg de la Dumnezeu că este voia lor, ce înseamnă pentru ei momentul căsniciei? Este o împlinire a visurilor lor și își dau seama că atunci primesc binecuvântarea, dar dacă sunt doi, care s-au terfilit în toate gunoaiele și trezi de la o vreme și după aia cândva zic, măi, hai să ne cununăm, că să avem copii de acum, să știi ce se mai întâmplă cu noi. Comparați ce valoare are pentru ei un moment și altul. Pentru unii, mai doar o procedură, pentru ceilalți, un pisc de munte. La fel și actele de cult. O altă problemă, tratată pe larg, dărnicia. Corintenii erau puțin dificili la problema cu banii. Nu erau ca macedonienii, sărași darnici, erau mai dificili, măcar că Pavel le vorbește așa de frumos și eu le-am spus la alții că voi deja dați. Și acum numai nu mă faceți de rușine, că am spus că voi deja dați. Dar ei nu neapărat că erau gata să dea. Dar i-a pus prin credință în fața faptului împlinit. Și uneori regula aceasta dă rezultate. Se spui cuiva, auzi, nici nu mă gândesc că tu nu ești în stare să te sacrifici pentru lucrarea Domnului. Este o măsură înțeleaptă la care Pavel recurgea uneori. Uitați-vă în capitolul 16 din 1 Corinteni. Zice aici, la versetul 1, cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți. Mă dați seama? Pentru sfinți? Să faceți și voi cum a rânduit bisericilor Galatiei. Deci e o regulă pentru mai multe biserici valabile. În ziua întâi, fiecare din voi se pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei veți socoti vrednici să ducă darurile voastre la Ierusalim și dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Și acum deschideți la 2 Corinteni 8. Pavel le spune, mai întâi motivându-i, în al doilea rând, uitați-vă capitolul 8, citim de versetul 7. După cum sporiți în toate lucrurile, credință, cuvânt, cunoștință, râvnă, în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Dar mintea mea asta ar suna cam așa. Dacă la toate trebuie să creștem și dacă atunci când ne-am pocăit am dat 10%, păi măcar așa la câte un 5 în alt să mai punem în procent, ajungem măcar, nu? Și să sporiți 11%, 12%. Am auzit că unii se laudă cu așa ceva în numele Domnului, să sporiți în asta. Și au zis ce frumos să pune. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora. Și foarte adevărat, că dacă tu dai, îl apucă râvna și pe altul. Dacă tu ți închizi inima și mâna, altul, de ce? El n-a dat, eu să dau? Este ceva care se transmite așa, știu eu, din om în om. Că-și cunoaște versetul nou, harul Domnului nostru Iisus Hristos, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac,
pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Regula dărniciei, una din ele, enunțată aici, de la 12. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit. Dacă nu-i bunăvoință, de-aia nici nu-i bine să se forțeze cu banii. Că-i 10, că-i 15, că-i 5, nu-i bine să se forțeze. Avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Și nu poți să-l pui pe om să spună exact tot ce are și ce n-are. Ba mai e și aspectul că să nu știe stânga ce face dreapta, este o confidențială problema salarului, nu poți să umbli atât de amănunțit în viața omului să te bași la capitolul bani. Așa aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi să fiți strâmtorați, ci e vorba de o potrivire. În diferite împrejurări ale vieții, ce împrejurare de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor, era vorba de cel spiritual, la rândul lui, să acopere nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire. Și uitați-vă acum de la versetul 19, mai mult, e vorba de Tit și un alt colaborator, el a fost ales de biserică să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim pentru slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Și spune în versetul următor că râvna lui a fost încercată. Așa cum scrie despre diacon să fie cercetați întâi, dacă nu cumva se pot scăpa la ispita fiilor lui Samuel și mai târziu acea pierzării lui Iuda, că nu știu ce-i cu lipici, palma onora sau banul la unii în palmă. Da, este o ispită frecventă de-a lungul istoriei. Deci, motivații, procedură, destinații. Dumnezeu să vă păstreze dărnicia și să vă sporească. Amin să dea Domnul. Raporturile noastre cu lumea de afară sunt tratate foarte frumos în Corinteni și doar ca idee le enunțăm. Bine ar fi să n-avem nimic cu ei. Să fim așa separați. Și ce-i datoria noastră să judecăm pe cei de afară? Apoi zice în capitolul 10, și eu aș vrea voi să n-aveți nicio legătură cu demonii și cu lumea. Bine ar fi dacă s-ar putea. Și mă gândeam la frații menoniții, au avantajul. Că să zic, în satul acolo unde stau ei și în comunitatea lor, au școala lor, au cadrul lor social și asta îi ajută mult. Dar noi intrăm în mai multe interferențe cu lumea aceasta. Copiii merg la școală, noi mergem la servici și sunt probleme la care nu te poți separa de lume. Cumpărăm toți alimente de la același magazin, ne îmbrăcăm toți cu haine de la aceeași confecții, ce să faci? Și în privința asta, totuși există asocieri. Și zice în 6:12 din 1 epistolă, că se naște doar problema ce e voie și ce nu e voie. 6:12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și în 10:23, din nou rea, ca să înțelegem că se încadrează și la ceea ce vă spun, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Și atunci, tragi singur concluziile. Se pune problema, mi-este îngăduit să practic următorul servici? Măi, ți este îngăduit. Dar e de folos? Te ajută? Pune stăpânire? Cugetul altuia? Și atunci tu faci socoteala, smocălăuzirea lui Dumnezeu. Care va fi implicarea mea în lume? În ce măsură mă asociez cu unul la o afacere economică? În ce măsură? În plan școlar? În plan cultural? Deci nu există o interdicție. Nu ai voie la așa ceva. Vă dați seama ce ar însemna să ni se pună interdicție? Nu-i voie să stați pe aceeași bancă. Cum ar mai învăța copiii noștri? Ce s-ar întâmpla cu noi? Altul este criteriul de raportare la lumea aceasta. Și uitați-vă ce spune aici, de la versetul 26, al Domnului Pământul cu tot ce cuprinde El. Dacă vă poftește un necrencios la masă și voi să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Nu sub un alt criteriu. Dar dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit, idolilor, zice, atunci nu te mai duci. Și uneori când dăm voie la întrebări, se pune de adunare, vin foarte mult din ideea asta. În ce măsură avem voie să ne ducem, să facem sau să nu facem cu tare sau cu tare lucruri? Lumea nu știe ce e înăuntru nostru. Lumea ne judecă după ceea ce vede și după felul în care gândesc ei. 8:10. Dacă te vede cineva pe tine, eu stau la masă acolo, nu știu eu ce restaurant, pe mine poate nu mă afectează deloc.
Dar nici pe la urmă nu îl afectează, dar el vede. Lumea n-are discernerea Duhului Dumnezeu, că a spus Domnul Ioan 14:17, că lumea nu-l vede și nu-l cunoaște. Nu pot să-i spun eu lumii, pe mine nu mă afectează. Eu am libertatea în Duhul. E clar că o ai. Dar lumea judecă după ce vede. Te vede cum te cataloguează mai departe. În 11:14. E problema asta cu îmbrăcămintea foarte vehiculată și astăzi, și cu părul, și cu tunsul. 11:14. Nu vă înviață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat foarte părul lung? Chiar și firesc vorbind, când te vede unul, el nu știe că ce libertate ai tu și că ce poți tu și ce nu poți. Te vede că ești așa, el judecă după ce vede. Că el numai prin ochi se raportează la tine. Așa te vede, așa te judecă. Apoi ne folosim și de 1 Petru 2:12. Oamenii ne văd unde ședem, ne văd cum suntem îmbrăcați, dar mai văd ceva. Spune acolo că văzând faptele voastre, deci ne văd nu numai cum arătăm și unde stăm, ne văd și ce facem. Și lumea după asta te judecă. Deci noi când ieșim în lume, să ținem cont că avem libertate. Dar oamenii ne văd și îi judecă după cum ne înțeleg ei. Și trebuie să ținem cont de cugetul lor și de înțelegerea lor, să nu fim pricină de păcătuire. De altfel n-ar fi păcat în sine. Dar dacă e pricină de păcătuire pentru iudeu, pentru grec, pentru cine? Altul, altul și altul. Iată relația noastră cu lumea. Și apoi mai întrebau corintenii, despre asta nu insistăm, și era normal să întrebe. Și Pavel le dedică un capitol întreg, capitolul 15. Bine, bine, un fi pocăiți, dar la gata? Moartea, învierea și răsplata. Și ăsta e un capitol la care apar întrebări. Când e răpirea? Înainte? După? Prindem necaz? Nu prindem? Fiind numai pocăiți, că o fi bine? Și în ultimul rând, se privind la corinteni, au primit Evanghelia. Și-au primit-o masiv, în fapte 18, de la 8 la 10, scrie că mulți au crezut. Și după ce s-au pocăit, mulți încă îi spune Domnul la Pavel într-o vedenie, stai așa, rămâi aici în Cona 6 luni, că m-am încă mulți de acum. Și aici sunt raportat la biserici mulți, să mai aibă Domnul încă mulți de acum. Au primit mulți și o abundență de daruri. Dar după primirea Evangheliei, zice Pavel, v-am prorocit Evanghelia, 1 Corinteni 15:1-2, pe care ați primit-o, în care ați rămas și pe care dacă o țineți, sunteți? Cum există riscul să nu o ținem? Apar crizele în pocăință. Apar, ce spune Domnul la sămânța că stă pe stâncă? Ispite, necazuri, frământări. Asta vin la oricare. Și corintenii au trecut și ei prin aceleași crize spirituale. Chiar cădere. Spune Biblia în Daniel, 11:35-33:35. Și chiar din cei înțelepți. Și uneori ne uităm în adunare, dar cum, dar fratele, dar sora aia care a prorocit sau ăla a căzut? Chiar și din cei înțelepți, câți vor cădea? Puțini sau mulți? Mulți. Dragostea la cât se răcește? La puțini sau la mulți? Păi la mulți. Păi dacă se răcește, înseamnă cândva a fost caldă. Și sunt crize în pocăință. Citem în 1 Corinteni 10. Părinții noștri, nu vreau să nu știți, au fost sub nor, toți au trecut prin mare, adică au fost botezați, au fost botezați în apă și nor, cum am zice noi, cu apă și cu Duhul Sfânt, și întrebăm noi despre unii care au căzut, dar a fost botezat și așa și așa. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat care să ne slujească nouă trei pilde pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Cum poți cădea? Când poftești. Apoi zice, să nu curvim alții, versetul 9, să nu ispitim alții în 10. Hai că nu curvim, dar la 10, auziți-l pe 10 cum sună. Să nu cârtim. Nu e simplu asta să cârtești? Poate întrebăm noi, cum poate să cadă cineva? Prin orice poți cădea. Prin orice. Nu numai prin curvie. Nu numai prin beție. Prin orice poți cădea. Poți cădea prin mândrie. Poți cădea așa, printr-un gând de neascultare, îți dă diavolul un duc de izolare, prin orice poți cădea. În a 2 Corinteni, capitolul 11:3. Dar mă tem că, după cum șarpele a amăjit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strâșe de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Au zis cum erau ei la început, credincioșie și curăție, și mă tem să nu se strâce.
Și temerea asta trebuie să o poarte oricare. Pentru el, pentru biserică, pentru familie. În adevăr, dacă vine cineva să propovăduiască un alt Iisus, și ce ușor îl primiți. Așa scrie aici. Și cât îl îngăduiți de bine. Prin învățătură, prin orice poți scădea. Un vânt de învățătură, o învățătură demonică. Și te-ai dus. Dar la Corinteni asistăm la restaurarea lor, la ridicarea lor. Și asta vrem să facă Domnul pentru unii care sunt în crize spirituale, să-i ridice. Dacă nu am crede că există ridicări în pocăință, ce ar fi de pocăință? Dar există ridicări? Să citim 2 Corinteni 7. Cum să te porți cu pocăiții nepocăiți? Și cum să-i tratezi? Mai întâi ce am fost necăjiți, dinăuntru temeri, ne temeam că înăuntru în biserică se întâmplă ceva. Apoi de la versetul 8, i-a întristat prin epistolă, versetul 9, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, și pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Aici le vorbește la oameni de lume că s-au întristat și i-a adus la pocăință? Nu, la pocăiții care se lăsaseră de pocăință și din nou a fost de voi să fie duși la pocăință. Nu-i băgați așa repede în Evrei 6. Ei, nici nu vă jucați că Evrei 6 e pentru evrei. E 6 pentru noi uneori. Dar nici nu-i include repede acolo. Uite, au fost aduși la pocăință. Cu întristare, cu mâhnire, cu rugăciunile lui Pavel, cu predica lui Tit, de mângăiere, de ridicare a lor, ce pediapsă, ce dorință aprinsă. Versetul 12 mai citim. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din partea celui ce a făcut o cara, nici din pricina celui ce a suferit-o, ci pentru ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Purtare de grijă. Dacă societatea are spitale, se repare pe bolnav și asigurări de sănătate și sociale, și biserica trebuie să aibă spital și asigurări și reasigurări, să fie ridicați cei căzuți. Și dacă de căzut poți scădea prin orice, de ridicat să te ridici, încearcă-le, fă-le pe toate. Nu fă numai una să te ridici și spui, am încercat-o pe asta, nu? Poți cădea prin orice, dacă să te ridici, fă totul să te ridici. Încearcă tot. Dumnezeu este un Dumnezeu exclusivist, un Dumnezeu gelos. Le spune clar, nu putem întărâta pe Domnul la mânie. Nu putem lua parte la masa Domnului și la masa demonilor. Dumnezeu ne vrea total. Pentru că tot în Corinteni s-a scris 15 cu 27 și 28. Că atunci când va veni împărăția, Dumnezeu va fi totul în toți. Asta e greu să înțeleagă unii ori pocăiți. Cum mă da? Tot, numai Dumnezeu, numai lucruri sfinte. Dar aici o fi. Pauze? Dumnezeu este exclusivist. Te vrea de tot. E gelos. Nimic pentru altceva. Că rai va fi El tot. Totul în toți. Totul lui Dumnezeu. O armonie desăvârșită de a totul lui Dumnezeu. În al doilea rând, uitați-vă la Apostolul Pavel. Pavel este omul care rămâne același. Și zice el, eu sunt același și în biserica locală, și pe teren, și în epistole. Că prea adesea întâlnim câte un Balam, care în biserica locală e așa, dar când merge în familie și vorbește altul. Care de la Ambon este așa, dar dacă mai e în altă biserică care e de altă culoare, zici că de acolo i-a băgat dischetă. Și aici îi băgăm discheta noastră, el nu-i cu dischetele lui. Pavel a spus, eu sunt același, ori mă pune, sunt același. Că el stătea pe temelia nezguduită a lui Dumnezeu. Și ce frumos, că nu numai Pavel era așa. Deci ori eu, ori ei, noi suntem de o culoare. Și aceea era albă, slavă Domnului. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.